deja vremea își face de cap. Temperaturile au scăzut într-o perioadă drastic, dar miercuri a fost cald și bine. În astfel de momente, cei care dețin un autovehicul trebuie să profite de vremea frumoasă ca să-și pregătească mașina pentru frigul și zăpada care bat la ușă. Fie că este vorba despre un set de cauciucuri de iarnă sau un pic de antigel în radiator, orice măsură este binevenită. Unii șoferi reghineni s-au pregătit, în timp ce alții mai așteaptă puțin tel. Cum v-ați pregătit mașina pentru iarnă? Deocamdată nu am pregătit-o tot cu cauciucuri de vară, dar săptămâna viitoare. Cauciucuri de iarnă, în primul rând, asta, fără asta nu se poate. Și altă măsură? Păi cine are drumuri mai lungi, așa lanțuri neapărat. Anvelopele și frânele, direcția. Antigelul e necesar? Bineînțeles, ăla e obligatoriu. Am mai pregătit și pe timp de vară și pe timp de iarnă, deci nu schimbă. Ați spus antigel? Nu, are, are pe tot timpul și vara folosesc antigelul. Cauciucuri de iarnă? Încă nu. Am, dar o să le pun când, când vine zăpada. Toți conducătorii auto cunosc dificultățile în trafic pe timpul sezonului rece. Totuși, reprezentanții Poliției Rutiere a municipiului Reghin îi avertizează pe toți participanții la trafic cu privire la măsurile necesare pe care trebuie să le îndeplinească fiecare pentru o bună conduită și siguranță. Conducătorii auto trebuie să dea dovadă de o atenție deosebită în planificarea oricărei călătorii, sub aspectul echipării corespunzătoare a autovehiculelor pe care le conduc. Având în vedere faptul că în sezonul rece carosabilul este acoperit cu polei, apare gheața, zăpada, atenție deosebită la păstrarea unei distanțe de siguranță față de mașina care circulă în, în fața noastră. În concluzie, nu uitați de mașină. Dacă nu știți ce anume trebuie făcut pentru pregătirile unui autoturism pe timp de iarnă, este suficient să faceți o vizită la mecanicul dumneavoastră. Și nu uitați, este mai bine să prevenim decât să vă avântați într-o situație dificilă, deoarece frigul și neatenția nu iartă pe nimeni. Dacă nu v-ați pregătit mașina pentru sezonul rece, acum este cel mai potrivit moment. Puteți merge la mecanic să vă puneți neurile pentru iarnă, lanțurile și tot ceea ce este necesar pentru mașina dumneavoastră, pentru jurnalul de Reghin, Vasile Cenea și Marius Tomolea.